Prima a avut loc în cartierul Brăilan-Bilin. Orbit de furie, Alexandru Ioan Crăescu, zis și Neamțu, și-a ucis prietenul în vârstă de 22 de ani cu mai multe lovituri de cuțit. Conflictul dintre cei doi bărbați a început în urmă cu câteva zile și a degenerat în bătaie. Aflat într-o stare avansată de ebrietate, tânărul de 22 de ani a pus mâna pe un cuțit și s-a dus la ușa lui Neamțu cu gândul de a-l omorî, dar a căzut în capcana propriului său plan. Prietenul său i-a smuls cuțitul din mână și l-a înjunghiat cu brutalitate în blocul unde locuia. Speriat de propria sa faptă, bărbatul de 25 de ani și-a abandonat prietenul într-o baltă de sânge și a fugit de la fața locului. Câteva ore mai târziu s-a predat însă la sediul IPJ Brăila. La începutul acestui an, Neamțu a fost eliberat condiționat din penitenciarul Galați. Acesta a provocat în trecut un scandal într-o pizzerie din municipiul Brăila, unde a lovit barmanița și mai mulți clienți cu pahare, sticle și scaune. De asemenea, oamenii legii l-au prins pe Neamțu în flagrant în timp ce primea bani pentru a nu-l mai agresa pe un bărbat. Pentru toate acestea, Neamțu fusese condamnat la un an și 9 luni de închisoare.